apariția lui Valentin Lazar. Monica Avram, îmi pare bine. De ce mai și asta? Ovidiu, cumva? Nu pot să cred, la timpul care mi-a făcut avansul la restaurant. Tulbură relația Monicăi Avram cu Ovidiu. Nu înțeleg de ce îți refuzi o aventură. Pentru că dacă iubești pe cineva cu adevărat, nu ai nevoie de aventuri. Tu faci bani în cartierul lui Puliu și noi nu știm? Ce-ar fi să ne împrumutăm de la ei? Nu. Orgoliul tău te-a dus în situația asta. Am dispus suspendarea activității pizzeriei din acest moment. Poate ar fi cazul să renunți. Monica, nu m-ai dat sfaturi. Nu-ți dau sfaturi, cer să te ajut. N-am nevoie de nimic, vreau să stau singur, atât. Du-te acasă. Se minte cineva o brățară cu diamante? Astea sunt probleme? Mă sumează pe mine pentru neplata ratei, pentru creditul luat? Dar nu știam că ați făcut credit. Păi nu am făcut niciun credit. Tu să dispari de aici până la mâine, ai înțeles? Am înțeles. Monica se refugiază în brațele lui Valentin. Nu faci deloc ce trebuie. L-ai prins pe Valentin și gata, crezi că o să rămâi cu el sau cum? Știi să te porți cu o femeie. Bărbația din spatele tău sunt niște interlopi. Băieți, am nevoie de masa la care stați. Gata, mă optică, ne ajungeți, domn colonel. Nu înțeleg care a fost faza cu aia doi. Ți-a spus domnul colonel? Chiar aș vrea să înțeleg. Vrei să spun cum a făcut tatăl tău banii? Oare Valentin este bărbatul ideal pentru Monica? La o prestigioasă firmă de contabilitate din București lucrează Monica Avram. Deși a fost angajată în baza relațiilor familiei, tânăra a reușit să se remarce datorită profesionalismului de care a dat dovadă în multe situații. De cele mai multe ori, Monica îi face și treaba colegei sale de birou, Dana. Monica are o relație cu Ovidiu Motrescu, un tânăr care a crescut la casa de copii. Cei doi sunt împreună de 5 ani, chiar dacă părinții Monicăi sunt împotriva relației pe care fiica lor o are cu Ovidiu, mai ales că băiatul are un trecut destul de dubios. Monica este foarte mândră de iubitul ei, Ovidiu, care a reușit să-și lase în urmă trecutul și, prin propriile forțe, să-și deschidă o pizzerie. Chiar dacă începutul afacerii a fost destul de dificil, de curând pizzeria a ajuns să aibă profit. Peste câteva zile, Monica a fost invitată de către un client al firmei la care lucrează la un eveniment din alta societate, ce are loc într-un restaurant de lux din centrul capitalei. Fără alcool, n-aș rezista niciun asemenea eveniment. Poftim? Vă observ de ceva timp. Dumneavoastră vă plictisiți cel puțin la fel de mult ca și mine. Da, tocmai mă gândeam să plec. Deja, imediat o să înceapă dansul buricului. Nu poate fi atât de plictisitor până la sfârșit. Cred că nu ne-au adus aici doar ca să ne îndoape. Da, dar totuși eu ar trebui să... Vă rog, a doua oară aduce ghinion. E șampanie franțuzească? Credeți-mă, știu ce spun. Așa faceți mereu? Obțineți până la urmă ce vreți de la o femeie? De cele mai multe ori. Mă uitam că chiar îmi place aici. Nu știu, îmi place conceptul, se vede că am investit mulți bani, dar... După părerea mea, e un pic prea întunecat. Da, cred că aveți dreptate. O să le spun să mai pună niște lumină. Am făcut o gafă, așa e? Nu. Dumneavoastră sunteți proprietarul. Nu, deloc, n-ați făcut nicio gafă. Am nevoie de oameni care să-și pună propria părere. Valentin Lazar. Monica Avram, îmi pare bine. Într-un fel sunt angajată dumneavoastră, pentru că lucrez la East Consulting. Ah, firma care face contabilitatea restaurantelor mele. Exact. O puteți suna oricând. Săptămâna mea n-are weekend. Dacă apare o problemă, o să apelez la unul din subalternii dumneavoastră. Monica, nu mă refer la contabilitate. Da, am înțeles, dar sunt într-o relație. Dar nu e nicio problemă, să știi. Fiecare dintre noi are pe cineva. Nu cred că e cazul. Dar felicitări pentru ce ați făcut aici, mult succes în continuare și felicitări bucătarului. E un adevărat maestro. Meniul l-am făcut chiar eu, să știi. Iar unele dintre rețete mi-aparțin. O zi frumoasă. La revedere. Doamne, ce penibil! De unde să știu eu că el e proprietarul? Sper că nu o să ajungă la urechile șefilor gafa mea. Oricum, bănesc că toate femeile îi ciugulez din mână și de-aia așa de înfumurat. Monica ajunge la birou tulburată de ceea ce s-a întâmplat la restaurant. Însă, odată ajunsă la serviciu, surprizele se țin lanț. Da, asta ce mai e? Nu știu, și eu sunt la fel de curioasă. Ovidiu, cumva?
Nu pot să cred, la timpul care mi-a făcut avansul la restaurant. Păi și te cer că asta e o problemă. Păi ce-și imaginează că o scad pe spate la un buchet de flori? Pe să ajung vreo bârfă la urechile lui Ovidiu? Hai mă, că sunt totuși niște flori, ce vină au ele. Hai că o rezolvăm. Zi-mi cine e tipul că-l preiau eu. Și imaginează că e buricul pământului pentru care are foarte mulți bani. E patronul restaurantelor Trebun. Da, și eu m-am săturat de genul ăsta de bărbați. Trebuia totuși să fii și tu mai drăguță cu el. E totuși clientul firmei. Termină cu prostiile astea. Monica Avramis Consulting. Cine? Da, le-am primit, dar o să vă rog frumos să nu mai îmi trimiteți. Nu sunt liberă nici azi, nici altcândva. Da, ați intuit bine, am o relație. Am să vă rog frumos să nu mă mai sunați. O zi bună. Păi ce-și imaginează că poate să mă sune când vrea el? Știi foarte bine că sunt tot mai mulți oameni care comandă prânzul de la pizzeria lui Ovidiu. Doamne, ce fraier ești, mă plictisești cu Ovidiu ăsta al tău. De ce să-ți refuzi o aventură? Pentru că dacă iubești pe cineva cu adevărat, nu ai nevoie de aventuri. Păi de ce te porți așa cu mine? Sunt prietenă. O prietenă nu dă asemenea sfaturi. Da, dar eu măcar sunt sinceră. Zic că ți-e frică dacă ți-e frică. Și înțeleg. Oricum o simt. Nu mi-e frică, ci pur și simplu nu vreau să aud o vide prostie de genul ăsta. Cine nu s-ar simți flatată dacă un proprietar de restaurant bogat și șarmant i-ar trimite flori? Dar asta chiar e prea de tot. Nu poate să mă sune la serviciu. Sper că de data asta m-a înțeles și nu o să mă mai sună. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.